În epistola către Filipeni, la capitolul 4, cu versetul 8, stă scris Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. În versetul de astăzi, Apostolul Pavel face o listă destul de vastă a elementelor care ar trebui să definească un creștin. Vreau însă să ne oprim asupra unei singure direcții și să întrebăm asemenea lui Pilat: Ce este adevărul? În era noastră, sursele de informare sunt tot mai multe, iar numărul lor a crescut proporțional cu dezvoltarea tehnologiei și a mijloacelor de comunicare. Oricine, oricând, poate să transmită orice mesaj dorește. Însă, multitudinea de date ne face uneori să suferim de strabism ideologic. Afirmăm că ne identificăm cu un set de convingeri, însă, prin comportament și alegeri, dăm credit altor credințe. De exemplu, inspirată de Dumnezeu, Elena White spune despre cafea. Că este o travă pentru sistemul nervos. De cealaltă parte, cercetătorii concluzionează despre aceeași băutură că are efecte protectoare asupra creierului. În această situație, de ce parte să te așezi? Contextul social pare, și el, că favorizează o anumită direcție. Până la urmă, cum poți să treci o gardă dacă ești medic? Să împărtășești impresii cu prietenii sau să faci o călătorie lungă fără o cafea, nu-i așa? Hotărârile n-ar trebui să fie atât de dificile cât timp ne-am definit ierarhia surselor de autoritate. Dacă așezăm în capul listei Cuvântul lui Dumnezeu și învățăturile pe care le-am primit prin Spiritul Profetic, atunci lucrurile ar trebui să fie clare. Orice ar spune un om, oricât de înaltă este poziția lui profesională, oricâte studii ar fi făcut, întotdeauna descoperirile trebuie subordonate voii lui Dumnezeu descoperite față de noi. Este nevoie de multă umilință să urmez în drumările sale cât timp ele contrazic cercetările științifice. Cu toate acestea, numai ascultarea poate să aducă binecuvântare. Pentru tine, cine definește adevărul? Cerei lui Dumnezeu să alinieze orice credință și dorință cuvântului său sigur.